Carlo Collodi, Aventurile lui Pinocchio. Capitolul 19. Pinocchio este jefuit de galbeni și drept pedeapsă capătă 4 luni de închisoare. Reîntors în oraș, Pinocchio început să numere minutele unul câte unul. Când i se păru că a sosit vremea, o porni repede pe drumul care ducea spre câmpul minunilor. Și în timp ce mergea cu pas zorit, inima îi bătea cu putere și îi făcea tic-tac, tic-tac, ca o pendulă de salon atunci când merge cu adevărat. Și în timpul ăsta se gândea, dar dacă în loc de 1000 de galbeni o să găsesc pe ramuri 2000? Și dacă în loc de 2000 o să găsesc 5000? Și dacă în loc de 5000 o să găsesc 100.000? Ah, ce mare boier aș mai fi atunci! Aș vrea să am un palat măreț, 1000 de căluți de lemn și 1000 de grajduri, ca să mă pot distra în voie, o cămară plină cu siropuri și cu băuturi dulci înroșite cu cârmâz, o cofetărie plină de zahăr, candel și de torte, de cozonaci, de plicomigdale și de cornete cu frișcă. Tot visând astfel de-am picioarele, ajunse în apropierea câmpului. Acolo se opri să vadă dacă nu cumva se zărește pomul cu ramurile pline de bănuți de aur, dar nu văzu nimic. Mai merse încă 100 de pași și nimic. Ajunse pe câmp, se duse drept la gropița în care își semănase gologanii și iar nimic. Atunci căzu pe gânduri și, uitând regulile bunei cuvințe, își scoase o mână din buzunar și se scărpină îndelung în cap. Deodată îi răsună în urechi un hoho de râs. Când se uită în sus, văzu cocoțat într-un copac un papagal mare care scărpina puținele pene ce le mai avea pe el. De ce râzi? Îl scodi Pinocchio înțepat. Râd fiindcă tot scărpinându-mă m-am gâdilat sub aripi. Pinocchio nu-i răspunse. Se duse la fântână și, umplându-și încă o dată pantofiorul cu apă, se porni să stropească din nou pământul presărat peste bănuții de aur. Dar iată că alt hoho de râs, mai nerușinat decât primul, răsună în tăcerea singuratică a câmpului. În sfârșit, strigă Pinocchio înfuriindu-se, pot să știu și eu, papagal mojic, de ce râzi? Râd de toți neghiobii care cred în toate prostiile și care se lasă trași pe sfoară de cel mai șmecher dintre ei. Cum s-ar zice, vorbești și de mine? Chiar despre tine, sărmane Pinocchio, despre tine care ești așa ușor de dus de nas încât crezi că banii se seamănă și se culeg pe câmp, cum s-ar semăna fasolea sau bostanii. Și eu am crezut odată, iar acum, iată, trag ponoasele. Azi, dacă acui prea târziu, m-am încredințat că dacă vrei să strângi în chip cinstit câțiva gologani, trebuie să știi să ironisești, ori prin munca mâinilor tale, ori prin iscusința propriului tău cap. Nu te înțeleg, spuse prichindelul, care și începuse să tremure de frică. Răbdare, am să-ți vorbesc mai deslușit, adăugă papagalul. Află prin urmare că în timp ce tu erai în oraș, vulpoiul și cotoiul s-au întors aici, pe câmp. Au avut grijă însă să șterpelească bănuții de aur ascunși de tine în pământ și apoi au spălat putina. Acum pune-ne sare pe coadă. Pinocchio rămase cu gura căscată și, nevrând să creadă în spusele papagalului, începu să scormonească pământul cu mâinile și cu unghiile. Și sapă, și sapă, și sapă, până ce făcu o groapă atât de adâncă, încât ar fi încăput și un stoc de paie înăuntru. Dar bănuții i-ai de unde nus. Atunci, în culmea desnădejdii, se întoarse încetate și se duse la tribunal să dea pe mâna judecătorului pe cei doi borfași care îl prădaseră. Judecătorul era un maimuțoi din neamul gorilelor, un maimuțoi bătrân și impunător din pricina vârstei înaintate, a bărbii sale albe și îndeosebea ochelarilor de aur, fără sticle, pe care era nevoit să-i poarte din pricina unei umflături la ochi, cel necăjea de mai mulți ani. Pinocchio istorisi în fața judecătorului de a fi rapăr înșelătoria, căreia îi căzuse victimă, spuse numele, prenumele și semnalmentele tâlharilor și îi sprăvi cerând să îi se facă dreptate. Judecătorul îl ascultă cu multă bunăvoință, luă parte cu multă însuflețire la discuție, se înduioșă, fu chiar de-a dreptul mișcat și după ce Pinocchio nu mai avut nimic de spus, întinse mâna și sună din clopoțel. La clinchetul clopoțelului se iviră îndată
doi dulăi în uniformă de polițai. Atunci judecătorul, arătându-l pe Pinocchio polițailor, le spuse: Nătărăul ăsta a fost prădat de 4 galbeni, înhățați-l și azvârliți-l de îndată în temniță. Auzindu-se astfel osândit, plichindelul rămase tablou și vru mai apoi să se împotrivească, dar polițaii, cum n-aveau vreme de pierdut, i-a stupară gura și îl vârâră în beci. Aici trebuie să rămână 4 luni, 4 luni ce păreau că nu se mai sfârșesc. Și poate ar mai fi rămas acolo mult și bine dacă nu s-ar fi petrecut o întâmplare fericită. Fiindcă trebuie să știți că tânărul împărat care domnea peste cetatea în hață Nătărăi, dobândind o mare izbândă împotriva vrăjmașilor, porunci să se dea pretutindeni sărbări mari pentru popor cu iluminații, focuri de artificii, întreceri de cai și curse pe biciclete, iar în semn de și mai mare bucurie, porunci să se deschidă porțile tuturor temnițelor și să fie scoși afară toți tâlharii. Dacă le dă tuturor drumul din închisoare, atunci vreau să ies și eu, spuse Pinocchio temnicerului. Tu nu, răspunse temnicerul, fiindcă tu nu te numeri printre cei aleși. Ba, să mă ierți dumneata, îi întoarse vorba Pinocchio, și eu sunt tâlhar. În cazul ăsta se schimbă treaba, spuse temnicerul și, scoțându-și cu mult respect chipiul, salută și deschise ușa temniței, lăsându-l să iasă.